Mi-aduc aminte de un alt cerșetor nevăzător care era la marginea străzii și scria pe o pancardă: sunt nevăzător, sunt orb, ajutați-mă. Și toți treceau nepăsători pe lângă acest cerșetor. Și la un moment dat s-a apropiat cineva de el și a zis: dragul meu, eu îți dau aici un bănuț, dar te pot ajuta mai mult. Cum mă poți ajuta? Iată, o să scriu eu pancarda. Și a scris pe pancardă următorul text: sunt nevăzător. Ce zi frumoasă este astăzi și eu nu o pot vedea. Și în momentul în care toți trecătorii treceau prin fața lui și au citit acest text, au conștientizat marele dar pe care îl aveau ei și pe care nu-l avea acel orb, acel nevăzător cerșetor. Într-adevăr, era o zi foarte frumoasă. Soarele strălucea cu putere pe bolta cerească. Toți se bucurau de darul vederii și de toate darurile sădite de Dumnezeu în viața lor, însă cel care era marginalizat și era uitat acolo și cerșea, nu putea vedea lumina zilei. Nu-i trebuia mai mult decât atât. Să vadă lumina zilei, să vadă chipul aproapelui său, să-l vadă pe Mântuitorul Iisus Hristos în chipul fratelui, în chipul aproapelui său. Așadar, scump frate și scumpă soră, dacă vom face milă, vom primi milă. Preiubiții mei, această duminică a lăsatului sec de carne pentru postul Sfintelor Paști este numită și ea înfricoșătoare judecăți, deoarece s-a citit pericopa evanghelică în care ne este înfățișat Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul omului, ca nemitarnic judecător. În ziua aceea de apoi, El va veni într-o slavă și va ședea pe tronul judecății și se vor aduna înaintea Sa toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții, așa cum desparte păstorul oile de capre. Oile le va pune de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga Sa. Și celor de-a dreapta le va spune: veniți, binecuvântați părintelui meu, și moșteniți împărăția cea pregătită vouă încă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, străin am fost și m-ați primit, bolnav am fost și în temniță și m-ați cercetat, iar drepții îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut flămând și ți-am dat să mănânci, și însetat și ți-am dat să bei, și gol și te-am îmbrăcat, și străin și te-am găzduit, și bolnav și în temniță și te-am cercetat. Iar Domnul le va răspunde acestora: întrucât ați făcut unora dintre aceștia frați prea mici ai mei, mie mi-ați făcut. Și apoi le va spune și celor de-a stânga: plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este pregătit diavolului și îngerilor săi, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, străin am fost și nu m-ați primit, nu m-ați găzduit, bolnav am fost și în temniță am fost și nu m-ați cercetat. Iar cei osândiți, cu foarte multă uimire și durere, îl vor întreba: Doamne, când te-am văzut flămând și nu ți-am dat să mănânci? Când te-am văzut gol și nu te-am îmbrăcat? Când te-am văzut sub chipul străinului și nu te-am primit în casa noastră, nu te-am găzduit? Când te-am văzut bolnav și în temniță și nu ți-am slujit? Adevărat vă zic vouă,
întrucât nu ați făcut unora dintre aceștia, frați prea mici ai mei, nu mi-ați făcut mie. Iar drepții vor merge la viața cea veșnică, în timp ce nedrepții păcătoșii vor fi osândiți în chinul iadului, în chinul cel veșnic. Așadar, scump frate și scumpă soră, sfinții părinți ai bisericii ne spun la unison că, de fapt, judecata de apoi este starea cea adevărată în care ne aflăm fiecare în parte și ne vedem unii pe alții și ne vedem pe noi înșine în lumina Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiindcă această judecată începe încă din această lume, scump frate și scumpă soră, și ne vedem pe noi de fiecare dată când facem binele sau când nu îl facem sau când am putea să-l facem și nu îl săvârșim. Cât rai este, scump frate și scumpă soră, în cel mai mic gest pe care îl putem săvârși. Oare noi conștientizăm, scump frate și scumpă soră, cât rai este într-o mână caldă, întinsă celui însingurat și neajutorat și uitat de către toți? Oare noi conștientizăm, scump frate și scumpă soră, cât rai este chiar într-o privire blajină unuia dintre cei pe care nu-i mai iubește și nu-i mai prețuiește nimeni? Oare, scump frate și scumpă soră, conștientizăm cât rai este într-o prezență binevoitoare față de cel deznădăjduit, față de cel deprimat, față de cel uitat de către ceilalți, uitat chiar de propria sa familie? Și noi, cei de departe, cei considerați străini, putem deveni cu adevărat fratele lui, putem deveni sora lui, putem deveni cu adevărat aproapele celui deznădăjduit și însingurat. Părintele Arsenie Papacioc, la un moment dat, a trecut pe lângă un cerșetor și nu avea nimic în buzunar. Și s-a gândit cum să îl ajut pe acest om care este aici, la marginea străzii, și l-a simțit că este chiar neajutorat și uitat de către ceilalți. Și a mers lângă el cu sfială și cu multă dragoste și i-a zis: dragul meu, nu am niciun bănuț în buzunar ca să-ți ofer în această clipă, însă îți ofer ceva din toată inima mea, din tot sufletul meu. Ce îmi puteți oferi, părinte? Iată, îți întind această mână caldă și te rog să o prinzi și să o strângi, așa cum eu însumi îți strâng mâna ta rece, întinsă, care cerșește aici, la marginea societății. Și cu lacrimi în ochi, sărmanul neajutorat l-a privit pe părintele și i-a zis: părinte, toți mi-au oferit câte ceva din puținul sau din prisosul lor de-a lungul vieții mele, pline de sărăcie și neajunsuri, însă nimeni până acum nu mi-a întins o mână caldă. Și s-a bucurat și cel neajutorat, s-a bucurat și părintele, și așa trebuie să ne bucurăm, scump frate și scumpă soră, și să ne purtăm poverile unii altora într-o legătură a dragostei și a păcii. Mi-aduc aminte de un alt cerșetor nevăzător care era la marginea străzii și scria pe o pancardă: sunt nevăzător, sunt orb, ajutați-mă. Și toți treceau nepăsători pe lângă acest cerșetor. Și la un moment dat s-a apropiat cineva de el și a zis: dragul meu, eu îți dau aici un bănuț, dar te pot ajuta mai mult. Cum mă poți ajuta? Iată, o să scriu eu pancarda. Și a scris pe pancardă următorul text: sunt nevăzător. Ce zi frumoasă este astăzi și eu nu o pot vedea. Și în momentul în care toți trecătorii treceau prin fața lui
și au citit acest text, au conștientizat marele dar pe care îl aveau ei și pe care nu-l avea acel orb, acel nevăzător cerșetor. Într-adevăr, era o zi foarte frumoasă. Soarele strălucea cu putere pe bolta cerească. Toți se bucurau de darul vederii și de toate darurile sădite de Dumnezeu în viața lor, însă cel care era marginalizat și era uitat acolo și cerșea, nu putea vedea lumina zilei. Nu-i trebuia mai mult decât atât. Să vadă lumina zilei, să vadă chipul aproapelui său, să-l vadă pe Mântuitorul Iisus Hristos în chipul fratelui, în chipul aproapelui său. Așadar, scump frate și scumpă soră, dacă vom face milă, vom primi milă. La aceasta ne îndeamnă Mântuitorul nostru, cel milostiv, care este drept și nemitarnic judecător. Să facem și noi milă ca să primim milă. Și vreau să vă mai spun ceva, că am întâlnit foarte mulți oameni care aveau de toate, însă cărora le lipsea un singur lucru și pentru aceasta erau foarte nefericiți. Vă întrebați acum, ce le lipsea acestora? Dacă aveau de toate, aveau bunuri materiale, aveau o familie frumoasă, aveau o casă foarte încăpătoare, însă erau foarte nefericiți. Și acestor nefericiți le lipsea ceva. Le lipsea Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea erau foarte nefericiți. Așadar, suntem cei mai bogați noi creștinii, scump frate și scumpă soră. Fiindcă nu ne lipsește nimic atâta vreme cât îl avem pe Mântuitorul Iisus Hristos în viața noastră. Și viața noastră să se umple de El aici și în veșnicie pururea. Judecata de apoi este un sfârșit pentru cele de aici, însă este un început pentru cele de dincolo. Și trebuie să fim plini de curaj și de bucurie, scump frate și scumpă soră, fiindcă un sfârșit, iată, este un început luminos, binefăcător și veșnic. Așadar, sus avem inimile și să-L rugăm pe Domnul Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să ne dorească tuturor un colțișor de rai. Amin.